Casa Județeană de Asigurări de Sănătate anunță sălășenii că vor mai putea să își achiziționeze din farmaciile din județul Sălaș medicamente gratuite sau la preț redus. Reprezentanții Casei de Asigurări au anunțat că în baza raportărilor zilnice efectuate de farmacii s-a constatat epuizarea fondului cu această destinație de o săptămână. Conform celor declarate de Claudiu Bârsan, directorul CAS Sălaj, s-a făcut o rectificare de buget, iar de săptămâna viitoare, sălăjenii vor putea cumpăra medicamente compensate, iar până la sfârșitul anului nu ar mai trebui să fie probleme. De cât timp nu mai există medicamente compensate în farmaciile din județul Sălaj? Datorită faptului că în primele zile ale lunii noiembrie bugetul de aproximativ 3.500.000 de lei a fost consumat. Practic, de aproximativ o săptămână am fost nevoiți să stopăm din lipsa banilor consumul medicamentelor sau distribuirea medicamentelor compensate și gratuite. Vreau să vă spun, nu pentru a liniști pe cineva, ci pentru a da o explicație în plus, că situația aceasta este identică și în alte orașe. Practic, în rectificarea bugetară care a avut loc alaltă ieri, miercuri, data de 16, sperăm, și în urma căreia am înțeles că Ministerul Sănătății și Casa de Sănătate au făcut obiectul unei majorări de buget, sperăm să primim bani astfel încât consumul până la sfârșitul anului să fie practic asigurat.